whole sanctuary. Și sala asta înaintea voastră, și înțeleg că se ridică în mintea fiecăruia dintre noi întrebarea. Dacă tot trebuie să ne punem pofta întâi, de ce ne-a mai dat Dumnezeu pofte? Pentru că vreau să înțelegem ceea ce spuneam ieri. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi așa cum suntem. Și după ce Dumnezeu a făcut toate lucrurile, s-a uitat la ceea ce a făcut El și toate erau bune. Deci ceea ce a făcut Dumnezeu este bun. Poftele pe care le avem, capacitatea de a pofti, ne este dată, este semănată de Dumnezeu în noi. Numai că nu trebuie să uităm nicio clipă. Omul este o ființă educabilă. Și asta înseamnă că omul are datoria de a se educa în spiritul voiei lui Dumnezeu. Ce îți place, depinde de tine. Ce poftești, depinde și asta de tine. Și de aceea stăm astăzi față în față cu această temă, ca să vă spun că fiecare dintre noi suntem responsabili de ceea ce poftim. Față în față cu poftele nelegitime, zicem toți, mai puneți pofta întâi. Dar față în față cu poftele bune, și vreau să vă spun, există pofte legitime. Le-am încheiat ieri pe câteva dintre ele și de fapt când vorbim despre poftă, n-aș vrea să o confundăm nicio clipă cu dorința, dorința legitimă. Cum era refrenul, frate Alin, la ultima cântare? Ați auzit, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Asta e o dorință. Ce ziceți? E legitimă? Eu zic încă o dată, Doamne, ajută-ne să vrem să te slujim cât vom trăi. Astfel de dorințe, astfel de pofte trebuie să aibă omul. Pofta după Dumnezeu. Dorința de a intra în părtășie și în intimitate cu Dumnezeu. Acestea sunt dorințe legitime și spre acestea vreau să vă îndemn astăzi. Însă vreau